Nivelul de radiații din România este în limite normale, dau asigurări la unison autoritățile de la noi din țară. În acest moment în România nu există nici un pericol și nici o intensificare a nivelului radiației sau așa mai departe. Măsurătorile privind nivelul de radiații potrivit datelor furnizate de CNCAN astăzi de dimineață nu ridică creșteri ale valorilor peste nivelul de normalitate nici în zona centralei și cu atât mai puțin în România. Sistemul național de intervenție la astfel de situații de urgențe radiologice sau nucleare este pus la punct. Noi avem în continuu în funcțiune toată aparatura instalată pe turnul meteo, care la diferite înălțimi ne poate spune care e situația radiologică. De câteva zile însă, tot mai mulți români caută în farmacii iodură de potasiu, o substanță care se administrează în cazul unui accident nuclear. Am avut cerere pentru această substanță activă. Momentan, în farmacii nu se găsește sub nicio denumire comercială. Așteptăm producătorii și depozitele să ne anunțe că o să apară pe piață. Acest medicament nu se eliberează fără rețetă, dar până acum nu a fost cerere, așa că nicio farmacie nu a cerut să fie aprovizionată cu iodură de potasiu. La nicio farmacie. L-ați căutat? Focșani, Suraia, am fost și nu am găsit. Mare atenție însă, iodura de potasiu nu se administrează preventiv, spun medicii care atrag atenția că dozele sunt foarte mari, iar dacă medicamentul e luat după ureche, riscurile pentru sănătate sunt majore. Același avertisment l-a transmis și Ministerul Sănătății. Este o doză astronomică față de necesarul sau ceea ce se cheamă doză zilnică recomandată. Nu se ia preventiv și nici nu știu dacă există disponibil de a fi luat preventiv. Există un comunicat al Ministerului de Interne de ieri care spune că pastilele se vor distribui și administra în caz de urgență sau de nevoie. Iodura de potasiu administrată în cazul unui accident nuclear împiedică tiroida să asimileze iodul radioactiv. Eu sper să nu se termine odată cât mai repede și să nu se ajungă până la asta nucleară. Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că în caz de urgență vor fi asigurate stocuri necesare, astfel încât populația să primească de la autoritățile de sănătate publică pastilele care ar trebui administrate în primele ore de la producerea unui incident nuclear. Administrarea de iodură de potasiu fără recomandare medicală poate duce la otrăvirea cu iod, care determină probleme la inimă sau respiratorii.